Eu am fost condamnat în prima instanță pentru două lucruri. Pentru o adresă de organizare a tombolei transmisă în timpul campaniei de la referendum de aici din sediu, într-o zi în care eu nu eram aici în sediu și sunt declarații în sensul ăsta, sub jurământ, adresă pe care a doua zi eu am anulat-o, și pentru încă ceva pe care, pentru care eu și acum sunt curios și nelămurit, nici măcar n-am fost acuzat în rechizitoriu, am aflat de-abia când s-a publicat motivarea, și anume că SMS-urile transmise de un grup de tineri de aici, de la etajul 1 în timpul zilei referendumului, ar fi putut determina militanții partidului să studieze listele electorale permanente și prin asta s-ar fi încălcat legea protecției datelor personale, în condițiile în care listele permanente sunt publice, așa cum știți cu toți. Aceste două acuzații au dus la concluzia primei instanțe că prezența la vot reprezintă un folos necuvenit pentru PSD.